Procurorii au percheziționat joi 31 octombrie și Spitalul General CF din municipiul Pașcani, dar și alte cabinete sau domicilii, nu doar spitalul de urgență. Oamenii legii au căutat dovezi cu privire la presupuse fapte de corupție. Managerul instituției, doctorul Cătălin Aroșca, a precizat că nu au fost găsite nereguli în spitalul pe care îl conduce. A fost un control, o ordonanță de percheziții la nivelul unității noastre, a triajului unității noastre, în legătură cu existența unor fapte cu ghilimele de rigoare de corupție, la modul general vorbind. Percheziția s-a desfășurat în condiții optime, într-o manieră foarte rapidă. Nu s-au identificat niciun fel de documente sau în sfârșit lucruri care ar putea să fie incriminatorii. S-au solicitat un număr de foi de observații, s-a practicat copierea acestor foi pentru a le menține în continuare, avea evidența acestora în eventualitatea existenței unui alt tip de control, cum ar fi cel de la CAS, care sigur că datizează foaia de observație. Deci au făcut copii ale foilor de observație, s-au verificat dacă pacienții care erau pe lista dânșilor sunt în spital. Era vorba de doi pacienți, un bărbat și o femeie, care erau la pat la spital. Și cam acesta a fost controlul care a fost conform acestei ordonanțe pus în aplicare la nivelul unității noastre. Nu a fost reținut niciun cadru medical al unității noastre. Ancheta a fost una extinsă și la Spitalul de Psihiatrie Socola Iași, având loc astfel de percheziții. Luni, 1 noiembrie, parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a informat faptul că au fost reținute două persoane suspecte de trafic de influență, complicitate la uz de fals, cumpărare de influență, uz de fals și înșelăciune. La data de 31.10.2024, procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au pus în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară la mai multe persoane fizice și la instituții publice de pe raza județului Iași, într-o cauză privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție. De asemenea, au fost puse în executare 9 mandate de aducere. Cercetările sunt în anchetă proprie a procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Iași. Prin referatul din data de 1 noiembrie 2024, întocmit de procurori din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, s-a propus arestarea preventivă a doi inculpați, reținându-se săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, complicitate la uz de fals, cumpărare de influență și înșelăciune. Acțiunile au fost derulate cu sprijinul organelor din cadrul Poliției Municipiului Iași, Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și al Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Teritorial Iași. Facem precizarea că propunerea formulată sau luarea unor măsuri procesuale, așa cum sunt acestea reglementate de Codul de Procedură Penală, nu pot în nicio situație să înfrângă prezumția de nevinovăție. Din referatul procurorilor reiese că cele două persoane suspecte ar fi pretins și primit diferite sume de bani de la anumiți indivizi, care ar fi fost împărțite apoi cu mai multe cadre medicale, atât din cadrul Spitalului de Urgență Pașcani, cât și de la Centrul de Sănătate Mentală Dr. Gellerter Iași, Institutul de Psihiatrie Socola Iași, cu scopul de a obține anumite documente medicale false pentru situații diferite, precum angajări, obținerea unor certificate de încadrare în grad de handicap, concedii medicale, internări fictive și altele.